Chiril din copilărie știa că va trebui să continue afacerea tatălui său, adică să devină proprietarul unui restaurant. A primit o educație corespunzătoare și a început să lucreze în acest domeniu, dar a considerat întotdeauna că va trebui să treacă mult timp până când va deveni stăpân, deoarece și tatăl său a devenit proprietar la o vârstă destul de înaintată. Dar tocmai din acest motiv, Chiril a trebuit să înceapă mai devreme decât tatăl său, Dmitri Vasilievici un om deja în vârstă, a fost grav bolnav. Dar Kiril, tânăr și fără suficientă experiență, avea probleme serioase în viața personală. S-a căsătorit de vreme și fără să se gândească bine, deoarece îl avertizaseră că nu e persoana potrivită, că Iulia nu-l va aștepta, că nu-i va face bine, dar ce poți face cu dragostea? Mai mult, la vârsta de puțin peste 20 de ani, era sigur că ea era cea care îi era destinată pentru viață. Și ce? Era o fată drăguță și veselă. Ce putea fi în neregulă? Da, îi plăceau rochiile și distracțiile, dar ce altceva să aștepți de la o fată la vârsta ei? Nu vrea copii, dar asta nu e important, oricum apar fără voia ta. La început totul a fost chiar bine, nu a fost chiar rău că ea nu a întrerupt sarcina. A reușit să o convingă, dar după doi ani, Chiril era deja bucuros să scape de această dragoste. Dar ce să faci? A apărut fiul lor, Artiom. Spera din nou că asta o va liniști pe soție. Va înțelege, totuși, că a devenit mamă. Dar nu a fost așa. Totul a devenit și mai rău. Iar când copilului nu îi împliniseră nici trei ani, s-a strâns și a plecat. Nu a lăsat niciun adresă, doar copilul. Asta-i de ajuns pentru mine, a spus ea atunci, iritat, strângându-și lucrurile și împinându-o departe pe copil. Tu voi ai un fiu și l-am născut. Iată-le, și tu mi-ai ajuns, ești un copil de tată, și vei rămâne mereu așa, niciodată nu vei fi bun la nimic, iar eu ce să fac? Să stau aici cu voi, în totul să depind de acest bătrân lemn, care mă urăște, asta am înțeles-o de la început. Despărțiți-vă de mine, toți trei, plec, am o adevărată iubire, mă voi căsători și voi pleca în străinătate. Artiom, desigur, a fost trist pentru o vreme, a plâns și a întrebat unde este mama. Deci, când mama era lângă el, nu era prea mult de la ea, și tot ce auzea copilul mic erați dute de aici. Dar în curând, mai degrabă, a simțit un sentiment de ușurare, că nu a mai devenit un copil nefericit și nu mai trebuia. Dar nu s-a gândit nici măcar să-și caute o altă soție. Avea o bonă, un tată și un bunic. Ce altceva mai voia? Și într-adevăr trăiau destul de bine. Foarte curând, Iulia a fost uitată, mai ales că nici ea nu se mai dădea de știre. Iar apoi tatăl s-a îmbolnăvit. A început să spună că vrea să se retragă din afaceri și să transfere conducerea altcuiva, dar cui să o transfere, dacă nu fiului său? Și iată că în ziua de naștere a lui Kiril, i-a făcut un astfel de cadou, i-a trecut restaurantul în proprietatea lui. Tu nu ești o persoană proastă, vei putea face totul, spunea Dmitri Vasilievici. Cel puțin, vei avea o ocupație normală, nu te vei mai ocupa de toate astea și nu vei mai căuta fete. Deși nu căuta niciun fel de fete, dar a greșit în tinerețe, așa că nu-l poți reproșa nimănui. O trăiește toată viața și acum trăiește liniștit. Se ocupă de afaceri cu mintea, restaurantul prosperă sub conducerea lui, fiul crește. Adevărat, cu Artiom apar probleme, un băiat inteligent cu un caracter bun, dar prea sprinten și obraznic, adică hiperactiv și această hiperactivitate îi aduce tatălui o mulțime de griji. Băiatul de 9 ani învață bine la școală, dar problemele acolo cresc ca un bulgăre de zăpadă. Și acasă nu este mai bine. Bonele nu se înțeleg cu el și pleacă spunând că au văzut tot felul de copii, dar nu unul atât de necontrolat. Chiril a încercat să vorbească cu fiul său despre asta, dar acesta era la fel de necontrolat pe cât era și independent. Tată, dar nu am nevoie de nicio bonă, sunt deja mare, e ridicol să mă duc la culcare la ora nouă. Să mai spui că trebuie să mă hrănească cu lingura, se revolta băiatul. Bine, nu vom mai angaja bone. Și cei cu școala? Uite, în caietul tău sunt doar observații la fiecare lecție, tot timpul faci ceva. Crezi că în școală este suficient să primești doar note de cinci, iar să te comporți bine nu este deloc necesar. Da, aici sunt de acord. Va trebui să mă comport mai bine. Dar pur și simplu îmi este plictisitor acolo. Știu deja totul ce spun, așa că mă distrac, Nu e vina mea că știu mai mult decât alții. Cred că și eu știu mai multe decât tine, și bunicul, se mira Chiril. Nu, dar de ce nu asculți atunci? spunem că alergi prin locuri, se întreba tatăl. Ce, iar despre asta? Nu sunt mic să stau în curte în nisip și nu merg în locuri rele. În plus, nu sunt singur, merg cu prietenii, nu se dădea băiatul bătut. Dar în curând Chiril a aflat că Artiom nu disprețuia nici aceleași locuri rele, adică nu se îngrijora degeaba. Iar copilul însuși s-a convins că nu toți prietenii pot fi numiți prieteni. Într-o zi, când Kiril stătea în biroul său de director din restaurantul său, a intrat un om care semăna cel mai mult cu un cerșetor. Paznicul l-a lăsat să intre pentru că acesta ducea de mână un artiom șchiopătând și plângând. Nu vă faceți griji, a spus bărbatul de vârstă mijlocie. Niciodată nu s-a întâmplat nimic grav cu fiul dumneavoastră și a ușurat ușor piciorul, pentru că l-a luxat. Iată că l-am adus acasă a, a alergat, s-a îngrijorat tatăl. Ți-am spus, mai chinuit, fiule, și te-ai rănit. Așa că e o prostie, a căzut puțin. Se vedea clar că fiul nu vrea să spună adevărul. A trebuit să fie făcut de însoțitor. Da, acolo era o casă abandonată, așa că el cu băieții au intrat în ea și totul ar fi fost bine, dar podeaua s-a prăbușit. Așa că băiatul dumneavoastră s-a trezit în pivniță, iar prietenii lui. Ce nemernici, trădătorii din cale afară, au fugit. Puțin mai mult și nici nu s-ar fi gândit să-și scoată prietenul, nici nu au spus nimănui. Noroc că eu treceam pe acolo, am auzit cum țipa, așa că l-am scos. Sunt Slava și Igor și nu voi mai fi niciodată prieteni cu ei. Le voi spune tuturor că sunt niște ticăloși și trădătorii a spus Morocano Sartion. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult! Nici nu-mi pot imagina ce s-ar fi întâmplat dacă Artiom ar fi rămas așa în pivniță. Cum l-aș fi găsit? Climent a scos portofelul, pregătindu-se să recompenseze cerșetorul, care, probabil, avea mare nevoie de bani, dar acesta l-a oprit pe proprietarul restaurantului cu o mișcare a mâinii. Nu, nu e nevoie, dar dacă vreți să mă ajutați, mi-ar prinde bine altceva. Am o singură rugăminte: dacă nu puteți, nu vă supăr. Ce anume? S-a mirat Clement. Am nevoie de un loc de muncă, de preferință permanent. Sunt de acord cu orice, chiar și să spăl podelele sau să fiu gardian. Documentele mele sunt în regulă. Interesant, s-a încruntat Clement. Se poate organiza asta? Am o singură poziție vacantă, dar este necesară o carte sanitară. Este necesară pentru orice unitate de alimentatie publică, așa că o voi aduce, a asigurat cerșetorul. Desigur, munca nu este foarte grozavă, nu garantează o mulțime de bani, dar va fi un venit constant. Vei fi curier. Curier, așa că curier, se vede clar că bărbatului. Pe care îl chema Sergei, îi era nevoie de un loc de muncă și nu avea prea multe opțiuni, așa că s-a angajat și a venit. El își îndeplinea bine sarcinile, iar în timpul liber nu refuza să îndeplinească unele sarcini speciale ale lui Clement Mitrievici și în curând a devenit o persoană indispensabilă. S-a dovedit că avea cel puțin o educație și că Sergei nu era nici prost, nici lipsit de minte. Restul colectivului care la început l-a acceptat destul de bine, a fost nemulțumit de apariția acestui om în restaurant și în curând au început să circule zvonuri și presupuneri nu tocmai măgulitoare pentru Serghei. Nu-i clar de ce l-a angajat șeful pentru a ne spiona? Se întrebau ei. Pare un act de caritate, l-a angajat pe un prost fără casă, dar să nu ne plângem de bine, să fim toți atenți la el. Serghei, fie involuntar, fie voluntar, a contribuit el însuși la apariția unor astfel de zvonuri. Era tăcut, nu se apropia de nimeni și răspundea la întrebări eliptic. Iar ospătarii, hotărâți să scoate la iveală adevărul, au început să-i propună să bea, inventând diverse motive întemeiate, dar el refuza categoric. Nu, băieți, mulțumesc, dar nu beau. Da, deloc, nu beau. Cu sănătatea totul este în regulă, pur și simplu nu-mi place asta. Da, este o poziție principială pentru mine. Iată și tot ce a răspuns ea la rugăminți. Adică, nici o poziție, ci el este un alcoolic, a spus o tânără ospătăriță sau pur și simplu un curs de recuperare. Așadar, nu trebuie să bea deloc, altfel se va strica și atunci va merge sufletul în rai. Asta știu sigur. Că și tatăl tău era așa, așa că ești în zadar să te temi. Ce fel de supraveghere, ești un alcoolic obișnuit, poate când era inteligent, dar creierul ți-a fost deja mâncat. În zadar te temi. Angajaților le era de ce să se teamă. Profitând de încrederea și lipsa de experiență a șefului, ei au dezvoltat de mult scheme complicate de îmbogățire, în care erau implicați toți, de la portar la administrator. Iar curierul, fie din cauza serviciului îndelungat, fie din observație, a înțeles aceste scheme, ceea ce reprezenta o amenințare considerabilă pentru întregul colectiv. Și toți au început să se gândească cum să-l elimine pe lucrătorul nedorit. Cea mai bună modalitate era un scenare. Adică, trebuia să-l discrediteze cumva în fața șefului, forțându-le să concedieze pe omul preobservator. Și în curând a apărut o ocazie convenabilă. Clementa a aflat despre nunta unei perechi de cunoscuți, antreprenori începători. Nu erau prieteni apropiați, așa că nu avea de gând să fie prezent la nunta lor. Nu era timp, în plus, nu de mult îi murise tatăl, așa că nu era deloc pentru sărbători, și, în general, nu le plăcea. Dar trebuia să trimite un cadou. Era o persoană nu săracă adică nu se putea descurca cu câteva bancnote într-un plic, dar nici nu era milionar. Tinerii căsătoriți nu erau rude și nici măcar prieteni apropiați. Dar totuși erau oameni plăcuți, nu voia să-i jignească. A mers la un magazin de bijuterii, voia să aleagă ceva memorabil și în același timp util pentru amândoi tinerii. Lângă magazin era un amanet, unde uneori erau expuse lucruri interesante din rândul comenzilor neîncasate. Dar nu asta l-a interesat pe Climent. Atenția lui a fost atrasă de o femeie săracă îmbrăcată, care oferea spre vânzare bijuterii pereche, două pandantive identice de aur cu lanțuri. Erau făcute foarte interesant și neobișnuit. Se vedea imediat că erau lucrate manual. Sunt adevărate din aur? A întrebat el. Da, desigur, iată sigiliul. Există o chitanță de la bijutier. Totul este nou, adică chiar și nepurtat. Nu intați, pur și simplu am nevoie de bani foarte mult. Iată de ce le vând, a asigurat o femeia la amanet. De ce nu le iau, s-a mirat Climent. De ce le iau, am vrut să le dau, dar acolo dau foarte puțin, pentru că plătesc doar pentru greutatea aurului în sine, iar aici munca costă mai mult. Vedeți cât de original sunt făcute? Altele de genul ăsta nu veți găsi cu siguranță, l-a convins necunoscuta. Ei bine, asta e tot, trebuie să-mi dăruiesc unor oameni buni. Așa este, pentru o nuntă de soț și soție, a oftat Anna. Probabil, aceste pandantive erau legate de o istorie personală pentru ea. Dar, desigur, Kiril nu a intrat în ea. A aflat prețul și a înțeles că femeia cere mai puțin decât valorează aceste bijuterii. De fapt, a plătit prețul real. Ea a fost foarte recunoscătoare. Kiril s-a bucurat și a avut ce să facă. Un cadou foarte potrivit și original a fost cumpărat. Acum, trebuia să vină cu o modalitate de a-l prezenta neobișnuit. Într-adevăr, de ce să te gândești? El este proprietarul unui restaurant, așa că nu ar fi ciudat dacă ar prepara un fel de mâncare exotică, iar lângă el, sub capac, ar pune aceste pandantive. De vreme ce nu intenționa să participe la nuntă, nu era nimic surprinzător în faptul că altcineva ar prezenta cadoul din numele său. Cine, dacă nu curierul? Așadar, Chiril l-a convocat pe acesta și i-a descris sarcina. Vei aduce, vei spune că este de la mine și asta e tot, misiunea ta se termină acolo. Iar dacă vor începe să te convingă să rămâi, stai puțin, spune ceva sufletesc și îmbracă-te decent. Am ceva în ce să te îmbraci, a promis Serghei. Bucătarul șef și ospătarii, aflând despre asta, s-au uitat unul la celălalt și și-au dat ochii din cap și s-au apucat de treabă. Mâncărurile elaborate au fost realizate fără cusur. Lângă ele a fost pusă o cutie cu cadoul, acoperită cu un capac, și toate acestea au fost ambalate într-o cutie. Au ambalat-o astfel încât, în cel mai important moment, în loc de bucurie și recunoștință, să se producă un scandal. Nunta era sărbătorită la restaurantul lui Kiril și în orașul lui. Serghei a ajuns fără probleme, dar când se apropia de tinerii căsătoriți cu cadoul, Cutia s-a destrămat în bucăți, cu un zgomot puternic. Totul a căzut. Mâncarea s-a transformat într-un amestec neclar și chiar cutia cu bijuterii s-a deschis. Serghei, încremenit de rușine pentru ceea ce s-a întâmplat, s-a aplecat peste cadoul căzut, realizând perfect că nu va putea salva situația în niciun fel. Oaspeții și înștinerii căsătoriți nu au vrut să strice sărbătoarea cu reproșuri. Au încercat să traducă totul în glumă, iar mireasa însă și a ridicat pandantivele. Apoi le-a arătat mirelui și a exclamat, uite, ce frumusețe! Transmiteți lui Kiril că suntem foarte recunoscători. Iar Serghei nu și putea lua ochii de la pandantive. Era clar că le văzuse înainte, dar toți ceilalți, desigur, pentru prima dată, pentru că el doar se uita la pandantive cu ochii mari, parcă pierdut cu firea. Toți credeau că este din cauza umilinței. Dar cauza era alta. Pe nefericitul curier l-au lăsat să plece, au încercat să stingă scandalul, dar nu l-au uitat. După sărbătoare, Mireasa a sunat la Chiril, parcă pentru a-i mulțumi pentru cadou, dar și pentru a exprima o reclamație. Mulțumesc pentru pandantive, desigur, dar nu au putut aprecia mâncarea. De ce? Pentru că ai trimis un prost să aducă cadoul, nu l-ai dus l-ai lăsat să cadă și stă cu gura căscată, fără să ne felicite sau să ne explice nimic. Apoi, s-a așezat pe aceste pandantive ca pe niște porți noi și am crezut că o să-l cheme pe ambulanță, dar, sincer, Kiril, un astfel de accident ar putea fi amuzant, dar nu pentru o nuntă. Șeful a fost furios de comportamentul curierului. L-a chemat la el administratorul, care, realizând că planul a funcționat pe deplin, a spus. Și noi toți am observat de mult că ceva nu este în regulă cu acest Serghei. De multă vreme se bagă în treaba altora, iar pe ale lui nu le poate face normal. Un tip ciudat, observau ei, dar nu spuneau nimic. Iată ce așteptau, ca să mă facă de râs în fața lumii, dar au așteptat? Felicitări, a răspuns iritat Kiril. Serghei nu era la muncă în acel moment, a venit puțin mai târziu când a intrat în biroul șefului, acesta, fără să intre în detalii, s-a repezit la el, Serghei, ce ai făcut? Ce o să explic? M-ai făcut de râs în fața lumii, oamenii o să mă amintească asta toată viața. Înțeleg totul, Kirill Dmitrievici, nu m-am descurcat, v-am dezamăgit, sunt pregătit să plătesc pentru pagube, inclusiv materiale, și să-mi dau demisia. Dar am o singură întrebare, de unde ați luat acele pandantive? Ce pandantive? Asta e tot ce pot spune. Se înțelege că după asta nu te poți lăsa aici, dar totuși. Înțelegeți, pentru mine este foarte important. Am văzut acele pandantive înainte și trebuie pur și simplu să aflu de unde au venit. Vă rog, spuneți-mi. Trebuie să aflu despre persoana care le avea, a continuat să implore Serghei. Privind în fața lui, Chiril a înțeles că pentru fostul său curier era, aparent, foarte important. I-a explicat unde și de la cine a cumpărat bijuteriile. Sergei a încercat să afle despre femeie. Tânără, nu foarte, ce culoare avea părul, ce spunea? Nimic, nu mi-a spus nimic, nu am întrebat-o, nu am observat părul ei, nu am văzut nimic o femeie și o femeie îmbrăcată sărac, asta e tot. Serghei a plecat foarte supărat, dar, evident, nu demiterea l-a afectat cel mai mult. Angajații restaurantului se felicitau reciproc, reușind să scape de o astfel de piedică, dar Kiril nu observa nimic. A rămas și el într-o dispoziție nu foarte bună, dar nu din cauza cadoului stricat, ci din cauza faptului că a dat afară un om care, evident, trecea prin dificultăți și mai avea și o oarecare taină în trecut. El nici măcar nu a vorbit cu Serghei, nu a aflat nimic despre viața lui. Este clar că omul este inteligent, nu a căzut în desfrânare, este bun în general, atunci cum a ajuns la o astfel de viață? Ce l-a întristat atât de mult când a auzit despre pandantive și despre această necunoscută cerșetoare care le vindea? Ce să mai gândești acum, abia dacă se vor mai întâlni. Peste ceva timp, nu mai era timp pentru asta, restaurantul a fost asaltat de controle, iar fiecare găsea niște încălcări. Și nu doar minore, produse expirate, mâncăruri de calitate slabă, murdărie, chiar și insect, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Și cel mai important, a început totul exact în momentul în care concurentul lui Kiril se pregătea să-și deschidă propriul restaurant în apropiere. Era imposibil de crezut că aceasta era o simplă coincidență. Cu atât mai mult cu cât, îndată ce restaurantul a fost închis, întregul colectiv, în întregime, a trecut să lucreze acolo. Aici, de asemenea, nu era nevoie să ghicești. Totul devenea clar atât cu privire la unde au apărut neregulile în restaurant, cât și cu privire la valul de controle. Se pare că se pricepe prost la oameni, dar acum ce să se facă? Rămâne doar să închidă afacerea. Vândeți definitiv restaurantul. Poate că va reuși să înceapă o altă afacere sau să se angajeze la o slujbă obișnuită, ca toată lumea. Desigur, este jenant în fața tatălui său, nu a putut să se descurce, dar ce să se facă? Și dintr-o dată, Kiril a avut speranță să iasă din această situație. Restaurantul său și el au atras interesul unui mare investitor care are nu numai bani, ci și legături. Nu prea înțelegând, Kiril s-a dus la o întâlnire, care a fost programată în biroul propriei sale instituții. Când a venit investitorul, Kiril la început nu a crezut ochilor săi. A intrat nimeni altul decât Serghei, fostul său curier, și nu singur, ci cu acea femeie care vindea bijuteriile. Adevărat, acum nu arătau deloc ca niște săraci cerșetori, ci erau îmbrăcați la patru ace, îngrijiți, încrezători în sine și, cel mai important, fericiți. Lumina care venea de pe fețele lor nu putea fi confundată cu nimic. Uimit? S-a bucurat. A întrebat Serghei, a venit și a strâns mâna. Așteptați, nu intați, nu am aranjat niciun fel de glume și nici despre investiții. De ce? pentru că datorită dumneavoastră ne-am găsit în sfârșit. Așa este, e o poveste lungă, dar în două cuvinte, tatăl meu m-a despărțit de Ludmila, iar apoi a declarat că fără el nu voi trăi nicio zi. Ei bine, am plecat de acasă, în ceea ce am fost și am trăit, deși nu am realizat nimic material, cel puțin, dar cel mai important, am găsit o Peliusia datorită acelorași pandantive și chiar avem un fiu care a apărut în acest timp, dar acum nu mai sunt curier, ci ascultător. Tatăl meu m-a readus în drepturi, iar eu am devenit partenerul său și pot să vă ajut material, fără a face acest restaurant să se închidă. Mai ales că știu din cine este milă că s-a închis. Chiril a fost greu de crezut în această poveste, dar Serghei a găsit un mod de a dovedi că tot ce a spus nu era o glumă toate amenzile impuse restaurantului au fost plătite, a fost angajat un nou personal de încredere și unitatea a fost redeschisă. Serghei a fost la fel de fericit ca și însuși Chiril. În ultima vreme, el a fost într-o ușoară euforie. El a spus povestea sa în două cuvinte și mai degrabă într-un ton plin de umor, dar, de fapt, totul a fost mult mai tragic. El era fiul adoptiv al unui om de afaceri bogat și știa foarte bine că îl crește un om străin, dar l-a crescut mai bine decât pe un fiu de sânge. I-a dat o educație și o educație, dar în schimb a cerut o supunere completă, deoarece era un om autoritar. Până într-o zi, Serghei a întâlnit-o pe Lucia. Tatăl său vorbea de mult timp despre faptul că trebuie să se căsătorească cu capul limpede și că deja era aleasă o mireasă pentru fiu. Liusia era o simplă fată. Sergei înțelegea acest lucru și înțelegea că acest lucru ar putea cauza unele dificultăți, mai precis, foarte grave. Abia dacă tatăl său va aproba această căsătorie, dar ce diferență are, pentru că el însuși este deja un adult educat, care lucrează, de ce ar trebui să ceară permisiunea tatălui său? Prin urmare, a adus pur și simplu fata în casă și a prezentat-o ca pe mireasa sa. Da, la început tatăl său a fost nemulțumit, i-a ordonat să renunțe la această idee. În curând, Diana se va întoarce din Europa, fiica unui om foarte influent. Atunci te vei căsători. O fată minunată care îți poate face fericirea, nu această scursă. Încetează să mai inventezi. Tatăl său, Nicolai Vovici, la început a încercat să-l convingă pe fiu destul de calm și prietenos, dar văzând că tânărul este hotărât, a intrat și el în ofensivă și, în cele din urmă, a strigat, dacă nu renunți la această căsătorie, nu-ți vei strica viața, nici ție, nici acestei prostii. Despărțiți-vă de ea în liniște și uitați. Nu, eu o iubesc și ne pregătim deja pentru nuntă. Chestia este decisă, va trebui fie să te împaci, fie să uiți de mine, a răspuns ferm fiul el se pregătea cu adevărat pentru căsătorie, atunci a comandat aceste pandantive, dându-le deocamdată pentru păstrare Ludmilei. Și iată ce a trebuit să se întâmple, a ajuns la spital. În general, nimic grav, apendicită, o operație ușoară, o săptămână în clinică și poți uita de tot. A uitat de operație, se întreba doar de ce Ludmila nu l-a vizitat, pentru că nu a venit niciodată era atât de neobișnuit de ea și nu răspundea la apeluri. L-a întâlnit după externare tatăl, mohorât și serios, ca niciodată. L-a urcat în mașină și l-a dus undeva la țară, iar acolo s-a dovedit a fi un cimitir. Acolo l-a dus la un mormânt proaspăt, pe care erau mulți flori și printre care era o placă cu numele scump și fotografia Ludmilei. Cum, cum s-a întâmplat, tată, ce i-ai făcut? A țipat Serghei, căzând în genunchi în fața mormântului. Eu? Tu crezi că eu aș fi putut să omor o fată? Dar mulțumesc, fiule, părere bună ai despre mine, a răspuns morocănos Nicolae Ilvovici. Doar un accident, nimeni nu e de vină. A fost un simplu concurs de împrejurări. S-a întâmplat în aceeași zi în care tu ai ajuns la spital. Și să nu crezi că sunt fericit de asta. Da, nu voiam această căsătorie, dar nici rău nu-i doream miresei tale. Hai să mergem acasă, să facem ceva. Au plecat acasă, dar relațiile tatălui cu fiul s-au deteriorat definitiv din acel moment. Serghei a devenit indiferent la orice, nu mai apărea la serviciu, a început să bea, să dispară în necunoscute. Întorcându-se acasă, la toate întrebările tatălui său răspundea cu injurii, ceea ce nu făcuse niciodată înainte. Nicolai Vovici nu știa ce să facă, scenele și discuțiile nu ajutau. Da, și care era sensul să discuți cu o persoană în această stare? Dar ce vrei să obții? Serghei, tu te distrugi, îi spunea el. Știi ce m-a distrus? De ce m-ai luat din orfelinat, să-ți faci o marionetă slugarnică, așa nu a ieșit. Nu ți-a dat Dumnezeu copii, deci nu-ți trebuiau, nu ești capabil să fii tată, nu ai devenit și nu vei deveni. Înțeleg, tu nu ești nimeni pentru mine, așa că poți să te duci dracului cu moralurile tale, spunea el dur, înțelegând că aceste cuvinte îl vor răni pe Nicolae Vovici cel mai mult. Da, fiul lui nu era născut din el, dar totuși iubit. S-a decis să adopte după ce soția lui iubit a murit de o boală incurabilă care nu i-a permis să devină mamă. Nu a vrut să se căsătorească cu o altă femeie, dar să trăiască singur era insuportabil. Așa a apărut în viața lui Serghei de trei ani. Și deloc nu voia să facă din el o marionetă, pentru că l-a iubit sincer pe acest băiat, pur și simplu dorea să-i facă bine, așa cum înțelegea el dragostea și binele. Iată ce a ieșit, fiul nu vrea să-l cunoască, bănuindu-le de toate păcatele ascultând de mai multe ori astfel de declarații, Nicolai Vovici a înțeles că într-adevăr nu a putut deveni tată. Odată, nu a rezistat la o observație deosebit de obraznică, a răspuns, eu nu sunt tată, ci doar un sponsor. Sunt de acord, nu ești tată și eu nu-ți sunt fiu. Cât de mult nu hrănești lupul, tot la pădure se va uita. Așa că du-te singur oriunde vrei, intră într-un bordel oriunde, am avut destul de tine, dacă nu sunt nimeni pentru tine, atunci țineți un străin acasă, nu sunt de acord, nu am un adăpost pentru psihopați alcoolici, da, cu plăcere, a răspuns independent fiul, încercând să nu-și arate tulburările, crezi că mai speriat. Dar știu, ești curajos, chiar un leu, recele tuturor animalelor, lângă alcoolicii din apropiere, dar vei pleca la turmata nu ca un rege ci ca unul dintre ei, sărac. Cardurile de credit pe masă, drepturi, cheile de la mașină, apartament și numerar, punele toate aici, asta e tot ce ai, și du-te să te plingi, liber, dă-te dracului, ai zbucnit fiul, vrei să mă cumperi. Uită-te, nu te sufoca, peste o săptămână te vei târâ, dar va fi prea târziu, nu voi accepta, dar oricum nu vei rezista, voi rezista, nu ai nicio îndoială pariem că voi trăi șase luni fără milostenia ta, da, chiar și o sută de ani nu mai am treabă cu tine, te poți întoarce, dar doar respectând anumite condiții, ce mi trebuie cu condițiile tale, mai bine să mor pe stradă decât să trăiesc cu tine. Așa că Serghei a devenit un cerșetor, la început a fost greu. El într-adevăr nu era mai de folos nimănui, nici prietenilor, nici beținilor, și nici ei nu erau de folos, la fel ca și băutura, nu era predispus la alcoolism. Au fost gânduri de a se întoarce acasă, pentru că va accepta tatăl dacă se va pocăi, va promite că se va schimba, va trăi așa cum vrea Nicolai Vovici, dar asta era chiar mai rău decât să pierde foame și fric pe stradă. Iar o astfel de perspectivă era destul de realistă. Nu putea obține un loc de muncă, nu avea bani, se descurca cumva, uneori fără mâncare zile întregi. Dar apoi a găsit accidental un băiat într-o casă abandonată și datorită lui, a obținut un loc de muncă permanent. Bineînțeles, nu s-a oprit acolo pentru mult timp, dar datorită acestei lucrări și a unui accident, a găsit o peliusia. Era greu de crezut că era în viață, pentru că el văzuse mormântul ei, dar aceste pandantive puteau fi doar ale ei și ale nimănui altcuiva, deși ar fi putut fi jefuite, de exemplu. Dar, în orice caz, era necesar să aflăm cine le vindea. S-a dovedit că totul nu era atât de complicat. Le vindea o femeie lângă un amanet. Adică, mai întâi s-a adresat acolo. Și așa a fost. Recepționera de la amanet, o fată foarte drăguță, își amintea perfect pe cea care voia să vândă pandantivele, dar prețul îi se părea prea mic. Da, așa este noi le luăm ca pentru aur brut. Asta nu depinde de mine. Am început să scriu o chitanță. A prezentat pașaportul. Nu, nu mi-am amintit nimic. Doar numele Ludmila, ca și mine. A zâmbit cochet fata, dar apoi a refuzat. A plecat. Acum o să caut. Poate că a rămas o copie. Iată, luați vă rog. Serghei a luat și a citit chitanță. Pe ea scria -i Ludmila Olegovna și o adresă. Datele erau ale ei, dar ea locuia complet în altă parte. S-a repezit la adresa indicată, a sunat, iar ușa a fost deschisă de Liusia, vie și sănătoasă, și tot la fel de iubită. S-au aruncat unul în brațele celuilalt, la început nu au putut nici măcar să vorbească, dar apoi, după ce au plâns din toată inima, au încercat să înțeleagă cum se putea întâmpla ca ei, care se iubesc atât de mult, să se despartă. Cum a putut să fac asta? Nu înțelegea Serghei. Eu am ajuns la spital de urgență cu apendicită, iar când m-am externat, tatăl meu mi-a arătat mormântul tău. Ce groază! A spus Liusia. Dar eu nu am murit și nu știam nimic despre spital. Tatăl tău a venit la mine și a început să mă mintă, că tu te căsătorești, dar cu o altă fată, iar eu te împiedic, pentru că tu din milă nu mă poți părăsi, mi-a oferit bani, dar nu i-am luat, plângeam, era foarte dureros. Da, el m-a forțat să plec de aici, a închiriat el însuși un apartament pe un an, a plătit totul, eu am crezut, a povestit Liusia. Vorbeau în bucătăria apartamentului cu o cameră, în șoaptă, iar Serghei nu s-a mirat imediat de asta. Nu suntem singuri. A întrebat el. O, Serghei, așa că nu știi, avem un fiu, are deja un an. Eu atunci nu știam că sunt însărcinată, dar iată că l-am născut și sunt foarte fericită că nu m-am dat bătută, doar că cu banii nu merge prea bine, de aceea am vrut să vând pandantivele tale, nu te supăr. Am fost foarte atașată de ele și le-am ținut până la ultimul moment, dar apoi am crezut că mai bine să le vând, să scoatem niște bani, să trăim încă ceva timp fără probleme mi-a fost foarte greu să le dau. Da tu ce? De ce să te superi? Am exclamat Serghei. Eu tocmai datorită lor te-am găsit, i-am povestit povestea datorită căreia am aflat că ești în viață. Da, acum erau împreună și în viitorul lor părea să fie doar fericire. Dar Serghei înțelegea că mai are de lămurit unele lucruri cu tatăl său. Adică, de fapt, nu existau relații între ei. Ei nu se văzuseră de la momentul în care Serghei a plecat de acasă, iar de atunci trecuse mai mult de jumătate de an. Acum Serghei trebuia să-și ia totuși unele lucruri și să afle a cui era mormântul pe care îl vizitase la cimitir tot acest timp. A doua zi, s-a dus la tatăl său. S-a dovedit că Nicolai Lvovici era grav bolnav. Despărțirea de fiul său pe o asemenea notă nu i-a trecut fără urmă, inima îi juca feste se învinovătea, analizând viața sa de la momentul în care Serghei a apărut în casa lui, vedea greșelile sale, dar acum nu le mai putea corecta. Și deodată Serghei s-a întors. A văzut tatăl său, puternic slăbit și îmbătrânit în timpul în care nu se văzuseră. Iar fi fost rușine să-i facă reproșuri unui om aflat în această stare. Mai ales că, se pare, tatăl său și-a dat seama de greșeala sa. Te rog să mă ierți, Serghei, l-a implorat Nicolai Vovici. Te-am căutat, dar nu te-am putut găsi. Eu sunt singurul tău tată, chiar dacă nu sunt tatăl tău biologic. Cum ești? a întrebat Serghei. Sunt bine, dar nu aș spune că sunt în ordine. Mă voi căsători cu aceeași Ludmila pe care a înmormântat-o. Ea nu a murit deloc și nici măcar nu a avut un copil. Cine se află în acea groapă? Doamne, acolo nu se află nimeni. Am cumpărat un lot de cimitir, o placă și tot, ca să te calmezi și să nu mai visezi la ea. Da, am fost un prost, dar am găsit-o în cele din urmă și chiar am un fiu, nepotul meu. Nu merită asta. Serghei a avut dificultăți să-și ierte tatăl, dar nu putea să-l priveze pe un om bătrân și bolnav de ultima lui șansă. Nu spun că trebuie să meriti ceva, eu însum am fost greșit în multe privințe, o înțeleg perfect. Ai fost un tată bun și, probabil, vei fi un bunic bun. Nicolae Lvovici avea propriile planuri pentru viitorul fiului său adoptiv și le-a împărtășit. Cum vezi, am decis să mă retrag și să-ți transfer totul. Dacă doriți să veniți aici cu familia, vă voi oferi spațiu. Dacă nu, mă voi muta singur într-un apartament. Înțeleg că sunt o piatră în gât pentru voi după tot ce am făcut. Lasă-te, tată, să uităm trecutul și să trăim liniștiți ca o familie. Nu este atât de greu. Crezi-mă, este mai greu să fii singur. Așadar, viața lui Serghei, a lui Ludmila și a fiului lor s-a îmbunătățit. Au putut să-și ierte pe Nicolae Lvovici și să trăiască cu adevărat ca o familie. Liderând afacerea tatălui său, Serghei nu a uitat de cei care l-au ajutat în viața sa dificilă în timpul călătoriilor sale, în special de Kiril. El a ajutat cu adevărat la restaurarea restaurantului și la reluarea activității sale normale. Ar fi părut că toate problemele au fost rezolvate și că se putea trăi liniștit mai departe, dar s-a dovedit că totul era încă în față concurenții nu aveau de gând să-l lase în pace pe Chiril. Au încercat din greu, l-au provocat la controle, l-au mituit pe tot personalul și în momentul în care părea că scopul a fost atins, el a reușit să se descurce. Ei bine, dacă nu vrea să plece de bună voie, putem folosi metode mai dure. Poate că cineva le va numi murdare, dar așa sunt lucrurile în afaceri. Nu se poate face nimic. Va trebui să folosim tot ce este posibil. Și iată că pe internet și apoi în ziarul local au apărut știri îngrozitoare. Se pare că proeminentul om de afaceri și negustor de restaurante, Kiril Dmitrievici, nu este deloc omul cinstit pe care vrea să pară în fotografii. În ziar și în videoclipurile de pe internet se putea vedea cum un bărbat foarte asemănător cu Chiril ucide o câine în mod barbar și neîndurător și se bucură de asta, ceea ce nu este cu siguranță un caz singular. De asemenea, au fost prezentate mărturiile foștilor angajați ai restaurantului său, care povesteau cât de crud era și cu oamenii. Cei doi ani în care am lucrat în această instituție au fost cei mai groaznici din viața mea. Nu e om, ci un animal. Amenda fără motiv putea să ne oblige să lucrăm fără zile libere, ne putea insulta. Era oribil. De ce nu ați demisionat? pentru că ne-a întârziat salariile și mă temeam că dacă plec, nu mi le va plăti pe cele rămase, iar eu am doi copii. Nu doar că ne amendă, mie mi-a aplicat o lovitură cu o furculiță încinsă pentru o întârziere nesemnificativă. Uitați-vă la cicatrice. De ce nu ați reclamat? Pentru că a făcut-o fără martori, în plus, mi-a amenințat că are cunoștințe peste tot, că se va descurca cu bani, că mi se va întâmpla ceva rău. Asemenea mărturii dădeau foștii angajații ai restaurantului, spuneau și lucruri și mai groaznice. Ce credeți? Oare nu doar așa ucidea câinii? Aducea carne, o bucată de carne, o gătea, spunea că e miel sau ied, de parcă aș fi fost măcelar cu experiență. Nu știu cum arată mielul, dar unde să mă duc? Și găteam, da, dacă ziceai ceva, amenința că te scoate din viață, data viitoare te gătim și pe tine, nu te îndoi. Carnea de porc ieșia la mare căutare, animal, nu om. Unii credeau, cum să nu crezi, dacă e scris în ziar, au început să circule zvonuri înfricoșătoare, restaurantul a rămas din nou gol. Pe vitrinele sale au început să fie scrise tot felul de prostii. Dar cel mai rău lucru a fost că aceste videoclipuri și fotografii îngrozitoare le-a văzut și Artion. S-a repezit la tatăl său cu ziarul. Tată, spune, nu e adevărat, nu ești tu cel care omoară câini, nu cred în asta, tu nu puteai, tu iubești animalele și oamenii, și pe tine, desigur, nu puteai. Nu crede acestui băiat, acum se pot face orice fotografii, cine face asta sunt inamicii mei și le trebuie să închid restaurantul și să nu mai lucrez. Sunt oameni foarte ticăloși, a încercat să explice Kiril. Atunci, poate îl închizi. A propus băiatul. Poate, dar nu acum, înțelegi, dacă fac asta acum, toți vor decide că în ziare s-a scris adevărul despre mine, iar eu pur și simplu m-am speriat. Nu ne convine niciunuia, pentru că trebuie să dovedim nevinovăția noastră și să aducem calumniatorii la lumină, a explicat Kiril fiului său. Iată doar că nu știa cum să fac asta. Între timp, zvonurile s-au răspândit. Curând, toată lumea a aflat la școala lui Artiom, iar băiatul avea și acolo dușmani. Au început să-l ia în râs, să-l umiliască, să-l întrebe câți câini a mâncat azi și ce altceva mai făcuse lui groaznic. Băiatul jignit a fugit de la școală. Profesoara a sunat imediat și a informat despre asta pe tată. Chirila a alergat acasă, sperând să-l găsească pe Artiom acolo, dar copilul nu era și unde să-l caute era, de asemenea, neclar. A sunat la prietenii lui, dar nimeni nu putea nici măcar să presupună unde ar fi putut fugi băiatul. A sunat la Serghei, amintindu-și de acea casă abandonată. Poate că Artiom s-a ascuns într-un astfel de loc, totuși, afară era fric, așa că era puțin probabil ca copilul să rătăcească fără adăpost. Serghei s-a și el îngrijorat și a venit repede. Au început să cu străzile, încercând să găsească copilul. Totul a fost inutil, Artiomis nu era în niciunul dintre ghetouri. Trecându-și de râu, Kiril a apucat brusc mâna prietenului său și s-a oprit. A sărit din mașină și a alergat pe gheață spre o gheață, lângă care zăcea un obiect luminos. Era rucsacul școlar al lui Artiom. Kiril s-a așezat pe gheață. O astfel de descoperire ar putea însemna doar un singur lucru. Serghei, care a alergat după el, l-a ridicat pe prietenul său și a început să-l convingă. Dar ce faci, Kiril? Nu înseamnă nimic. L-a aruncat pe micuțul său rucsac. Hai să sunăm la mare ajutoare. Noi nu putem face nimic. Poate îl vor scoate din apă. O, doamne, s-a necat. Cum nu înțelegi asta? Fiul meu din cauza ticăloșilor, din cauza acestei calomni ordinare, a spus Chiril. Totuși, au sunat la salvatori, au raportat suspiciunile lor cu privire la dispariția băiatului. Nu au coborât scafandrii în apă, exprimându-și îndoiala că copilul a căzut deloc în râu, deoarece nu existau martori. Au căutat cu ajutorul unei anumite camere, și au spus că nu au găsit pe nimeni acolo dar curentul ar putea duce pe Artiom oriunde. Chiril era îngrozit. Din cauza lui, din cauza acestui restaurant blestemat, a murit fiul său. Serghei era alături de el, îl mângâia, spunea că încă nu se știe nimic. Poate că Artiom a fugit de fapt. Ar fi mai bine să fi fugit, să fi stat în restaurantul meu, să fi numărat banii, în timp ce copilul meu era în acest moment. Și acum ce să facem, Serghei? Și cum să trăiesc? De ce? Da, dacă ar fi fost în viața Artiom, dar fără el și mai ales înțelegând că sunt de vină pentru tot, eu un eu nu pot trăi așa, înțelegi. Te înțeleg perfect, ți-am povestit despre cât de multe lacrimi am vărsat, iar eu, de asemenea, eram gata să-mi pun mâinile pe mine deasupra unei morminte goale. Și acum ceva îmi spune că și tu faci ceva similar, dar încearcă să crezi cel puțin puțin în bine. Bine, voi crede, mulțumesc că ai fost alături de mine, m-ai ajutat, dar acum se pare că trebuie să fiu singur. Dar sper că nu vei face nimic ireparabil, și într-adevăr îl poți lăsa singur. Sergei nu era sigur, într-adevăr se temea pentru prietenul său. Da, totul este în regulă, nu voi face nimic. Se descurca Chiril. El înțelegea că ceea ce se întâmplase în viața lui era prea înfricoșător și că singura modalitate de a scăpa de acel coșmar era să-și arunce propria viață, ca pe o haină obosită. De fapt, viața se terminase deja. Pierderea afacerii și a banilor erau o nimica toată, nu-i păsa de ele deloc, nimic, fiul său nu era, asta era groaznic. Da, nu-l găsiseră. Dar nu căutaseră prea tare. Bătrânele curioase, adunate pe mal, au sfătuit: Așa că trebuie să aducă mama, ca să se roage, atunci copilul se va arăta mamei, pe rugăciune îl ridică de pe fund și mama nu este. O, oh, vai, de aceea probabil s-a necat. Ele oftau cu compasiune și spuneau că acum îl vor găsi doar primăvara, când se va încălzi, după vreo 40 de mucenici, apa va da trupurile în sfârșit în martie, nu? O superstiție stupidă, dar ce rost avea să aștepte acel moment? Nu-i trebuia lui trupul fiului său, îi trebuia el însuși viu și sănătos, dar nu era. Deja acum nu mai exista nicio speranță că Artiom să fie în viață. Nu, era clar că trebuie să plece singur după el. Cu Artiom, vom înota împreună sau vom dispărea împreună pentru totdeauna? În orice caz, Mă voi elibera de această blestemat de durere care nu dă pace. Gândindu-se la râu, spunea Kiril. El se grăbea ca un om care găsise o cale de ieșire dintr-o situație fără ieșire. Acum se va cufunda în apă rece. Ea va stinge focul care iarde arde sufletul, nepermițându-i nici să respire, nici să trăiască. Ajungând la blestemata gheață, care l-a înghițit pe fiul său, s-a așezat în genunchi s-a plecat peste apa întunecată, care l-a înghițit pe cel pentru care merita să trăiești și a șoptit, Artiom, băiete, tatăl vine la tine, întâlnește-mă. El se-a plecat tot mai jos peste gheață și se părea deja că fiul său este viu și vesel și îl cheamă la el, stând pe fund. Ce n-ai ai gândit să faci? Parazit. S-a auzit un glas feminin furios din spatele lui, însoțit de lătratul unui câine așa te-a îmbătat, că nu mai înțelegi nimic. Ia dă-te de lângă apă, auzi? Nu mă voi baga după un prost să-l scot din apă. Bine, încă mai înțeleg un băiat prost, dar tu ești un bizon zdravân, unde ai dat-o? Chiril nici măcar nu a avut timp să înțeleagă cine vorbește, nu s-a întors, dar dintr-o dată cineva l-a apucat de guler și l-a tras cu forță de lângă apă. El, tulburat, s-a așezat pe fund, privindu și cu dezamăgire și furie pe salvatorul său, adică salvatoarea, care era o femeie, a cărei față nu o putea distinge. Nu era timp pentru asta, era furios pe ea și pe câinele ei, mic, dar care lătra amenințator la neîmplinitul înecat. Ce vrei? A întrebat el. De unde ești aici? De la Cămilă. Tu singur de unde ești și ce vrei? Bine, de ce ai decis să te îneci? Ridică-te, hai să mergem pe mal și să nu murdărești măcar apa. Dar de ce stai? Nu mă țin picioarele, îl tot trăgea pe el necunoscuta. Nu mă țin la fiul meu. Eu merg, am urmăit Chiril. Lasă-mă în pace. Dar așa vom merge mai repede. Unde locuiește fiul tău? Acasă? ți-ai amintit adresa? Hai să mergem până la autobuz. Ce rost are să te târăști pe gheață? Nu, el e acolo. El s-a necat, a strigat cu disperare bărbatul, ridicându-se în picioare dintr-o mișcare. Cum așa? Cine a spus că s-a necat? Este Artiom, nu? A întrebat ea. Așadar, să mergem. Nu, nu este acolo. El este acasă la mine, a țipat bărbatul. Minți, a spus el, apucând-o de gulerul jachetei. Dar așa nu va mai fi, a spus femeia, smucindu-se. Hai, spunem pe drum și nu te mai arunca la mine. Câinele, deși mic, știe ce vrea. Este adevărat, spune-mi adevărul, Artiom este în viață? Da, da, hai, spune-mi este în viața acasă, la mine. Nu mai cărăcit răcit bine. Doar că copiii se lasă prea mult de capul lor și apoi s-ar în găuri. Până au ajuns la casa ei, s-au cunoscut. Adică, Kiril nu era deloc interesat de asta. El voia să știe doar cum a ajuns băiatul său la femeie și ce i s-a întâmplat. A căzut în găură fiul tău, Artiom. Nu știu ce a făcut acolo, dar eu mă plimb întotdeauna cu câinele meu acolo, l-am observat, l-am scos și l-am adus acasă, a explicat ea. De ce nu l-ai dus la spital? De ce nu ai anunțat autoritățile? Nu i s-a întâmplat nimic grav, doar o răceală din cauza hipotermiei, dar temperatura era ridicată, cu greu am scăpat. Eu sunt medic pediatru, sau cel puțin așa am fost. Nu am anunțat autoritățile pentru că nu vreau să am de-a face cu toate aceste autorități. Da, am fost condamnată, dar nu pentru crimă. Ei bine, în general, este o poveste lungă. În plus, fiul tău însuși, în afară de numele său, nu vrea să spună nimic. Este foarte supărat, dar asta deja voi rezolva eu. Iată și casa mea. Au intrat înăuntru și Kiril s-a repezit imediat la Artyom, care stătea la masă și desena ceva în caiet. Tati, cum m-ai găsit, Tanti? Tanti Natasha, tu l-ai adus. Îmi pare rău, nu am sărit în apă intenționat, am alunecat din greșeală. Nimeni nu i-a spus nimănui că ai omorât câini, doar că băieții mă tachinau și atunci am plecat, iar Tanti Natasha m-a salvat. Artiom a povestit cu entuziasm cum a alunecat și a căzut în apă. Cum deja credea că acum va muri și cum a fost salvat. În cele din urmă, băiatul obosit a adormit. Iar gazda l-a invitat pe Kiril în bucătărie. Acolo, la o ceașcă de ceai, au vorbit mai detaliat despre tot ce s-a întâmplat. Nu vă faceți griji, Kiril, fiului dumneavoastră nu-i amenință nimic, și eu chiar am lucrat ca medic m-au încadrat pur și simplu și m-au acuzat că vând medicamente pe sub mână, eliberez foi de concediu medical pentru bani. Toate minciuni, desigur, pur și simplu nu m-am înțeles cu directorul spitalului. Toată lumea a înțeles asta, așa că am stat doi ani în închisoare, dar încă nu pot lucra în specialitatea mea, cel puțin pentru moment, așa că m-am angajat în policlinica noastră ca registrator. Nici măcar nu m-am gândit la nimic rău, a asigurat o oaspetele ei. Din potrivă, chiar vă mulțumesc mult, pentru că dacă nu ați fi fost dumneavoastră. Da, sunt de acord, este cu adevărat ciudat, și pe fiu, și pe l am salvat de la aceeași nenorocire. Dar totuși, chiar voiați să faceți asta? Ce mi-a mai rămas de făcut? Într-adevăr, toată viața a mers pe apa sâmbetei, iar aici încă și artiom. Eu chiar credeam că nu mai există. Adică, să trăiești deloc nu avea sens. Dar de ce, spuneți-mi, de fapt, nu ați raportat nimic. Știți, fiul nu mi-a spus nimic, doar numele. Apoi, când deja zăcea în delir, vorbea tot felul de lucruri: că tatăl său nu a tăiat câini, că tatăl său nu a mâncat câini. Sincer să fiu, M-am speriat că băiatul este dintr-o familie ciudată, chiar periculoasă. Și m-am gândit dacă să raportez mai bine imediat la poliție sau la protecția copilului. Dar nu a fost timp. Trebuia să fiu lângă el, pentru că avea halucinații. Apoi mi-am amintit de această poveste cu câinii, despre ceea ce se spunea despre voi pe internet. M-am hotărât să raportez în curând că băiatul este sănătos și viu, și tocmai atunci te-am întâlnit așa că puteți continua să trăiți liniștiți. Este cineva de ce să trăiești? Da, aveți dreptate. Eu, în general, cred că trebuie să schimb totul. Vreau să vând totuși acest nenorocit de restaurant, de la care sunt doar necazuri, și să trăiesc o viață cât mai obișnuită. Dar asta este treaba dumneavoastră, dar copilul trebuie protejat de astfel de zvonuri teribile, dar și să nu se permită. Este cu adevărat groază ceea ce s-a scris despre voi. Chiril chiar credea că, poate, trebuie să înceteze afacerea sa. Dar s-a dovedit că nu este nevoie să schimbi viața atât de radical. În acea seară, când el se apleca peste gaură, concurenții săi au suferit și ei un eșec, și nimeni nu i-a salvat. Iar vina a fost doar a lor în restaurantul lor a fost organizată o sărbătoare cu artificii pentru a sărbători victoria asupra concurentului, ceea ce a dus la incendiu. Restaurantul a ars, au fost mai mulți oameni răniți grav, a început un proces judiciar. Cu alte cuvinte, Kiril nu mai avea de ce să se teamă. În timpul anchetei, a fost dezvăluită și povestea cu calumnia. El a fost recunoscut ca parte vătămată numele său bun a fost justificat, iar restaurantul a început să funcționeze în regim normal. Dar cel mai uimitor lucru a fost că au avut loc schimbări în viața personală a lui Kiril. El nu se aștepta deloc la asta, dar s-a întâmplat deja datorită lui Artyom, care, în câteva zile, a reușit să se atașeze atât de mult de tanti Natasha, încât nu a vrut să plece de la ea, iar după ce s-a mutat acasă, a tot asaltat pe tată cu întrebări când vor merge să o viziteze pe salvatoarea lor. O să fie fericită să ne vadă? Se întreba Kiril. Ea, desigur, este o femeie bună, dar poate că o vom deranja. Nu, niciodată, ea a spus chiar să venim, a răspuns băiatul. Știi, tată, mie mi-a plăcut atât de mult. Dacă aș avea o mamă, aș vrea să fie ca tanti Natasha. Așa și-a exprimat visul băiatul. Chirilului îi plăcea Natalia, dar eșecul din viața personală nu-i permitea să aibă încredere necondiționată în femei. Da, se temea de noi relații, mai ales că câteva întâlniri cu Natalia l-au convins că nici ea nu se grăbește să intre în relații, deoarece a trecut și ea prin multe dificultăți în viață. Dar cum să-i explici unui copil căruia îi trebuie o mamă și care deja, în mod liber sau involuntar, și-a desenat imaginea celei cu care ar dori să-și petreacă tot restul vieții. Datorită lui Artiom, Kiril și Natalia au început să se întâlnească totuși destul de des. Băiatul în fiecare minut liber îl târa pe tată în vizită la femeia pe care o vedea ca pe mama sa. Așa că nu a fost nimic surprinzător în faptul că în curând și Kiril și Natalia au devenit prieteni, iar apoi între ei s-au legat și relații mai apropiate i-au povestit unul altuia despre necazurile și dezamăgirile lor din trecut. S-a dovedit că Natalia a fost părăsită de soțul ei imediat după ce a fost pusă sub urmărire penală. Și totuși am lucrat împreună, el știa perfect că eu nu sunt vinovată de nimic, povestea ea cu tristețe. Păi, iată, înseamnă că amândoi am suferit din cauza calomniei, iar asta despre ce vorbește. Despre faptul că acum nu vom mai crede niciunor zvonuri, doar unul pe celălalt, a răspuns Chiril. Tu pe fostul tău îl mai iubești. După tot ce s-a întâmplat, după ce m-a abandonat, după ce în doi ani nici măcar o notiță nu mi-a scris, desigur că nu. L-am uitat cu desăvârșire. După un astfel de dialog sincer, relațiile lor au ieșit la un nou nivel. Ei se încredeau unul în celălalt dar se îndoiau dacă ar trebui să-și oficializeze relațiile, deși în favoarea acestui lucru era argumentul lui Artion. El voia ca tanti Natasha să locuiască cu ei mereu și nu înțelegea de ce adulții amână o decizie finală. Nu înțelegea asta nici Serghei, care a devenit un prieten adevărat, capabil să le ofere ajutor și sfaturi. Ești prost să te temi, Kiril, după părerea mea, Natalia este femeia de care ai nevoie tu și fiul tău de asemenea, sau vrei să trăiești toată viața ca un burlac? I-a spus Sergei. Artiom, ai fi de acord cu asta, așa că nu a mai avut noroc o odată și că într-o groapă un obuzier nu lovește de două ori, așa că te-ai explicat și ai făcut o cerere în mod masculin. Curând, acest lucru s-a întâmplat, Kiril a luat o decizie. Desigur, Natalia a acceptat, iar ei au planificat o nuntă. Sărbătoarea a avut loc, desigur, în restaurantul său, iar martorii au fost Serghei și Ludmila. Dacă v-a plăcut povestea, vă rugăm să ne susțineți cu un like. Pentru voi este o acțiune simplă, dar pentru noi este extrem de important. Vă mulțumim!